ca să fiu foarte sinceră, nu pot să vă spun o dată precisă. Oricum, nu eram studentă, am terminat Facultatea de Arte Plastice, secția grafică, în 70. Deci, colaborarea mea cu Electrecordul a fost după. Cum v-am mai spus, am terminat secția grafică, 6 ani, așa era pe vremea aia, la Institutul de Arte Plastice din București, unde am făcut și secția publicitară și secția gravură. Deci aveam o experiență, hai să zicem, serioasă, școlită și, bineînțeles, după aia am făcut ilustrații de carte, ilustrații de disc, ilustrații de tot felul și afiș. Am și luat un premiu de afiș în România, dar mai țin minte când. La Electrecord am ajuns datorită prietenilor mei muzicieni, cu care am colaborat și colaborez și aici la Paris cu cei care mai sunt pe aici sau mai vin din când în când. Deci, Octav Nemescu, Aurel Stroie, am început colaborarea, că m-au rugat să le fac coperta de disc și pe urmă am intrat în această asociație, ca să zic așa, condusă de Shirley, și eram chiar și în comitetul de selecție parte grafică. Aici se pot spune multe. Eu, făcând în special pentru muzică clasică contemporană, nu eram supusă niciunei presiuni, niciunui fel de presiune. Însă mi-aduc aminte de o chestie care m-a făcut să râd și acum. La un moment dat, în comisia cu pricina, vine o copertă de disc, nu mai țin minte cine a făcut-o, cu un acordeonist celebru de muzică populară român, bineînțeles. Și cineva din comisie, din partea Electrecordului, mi-a zis că asta nu se poate, pentru că se vede acordeonul. La care eu am zis, e normal să se vadă acordeonul dacă el e acordeonist. Zice, da, tovarășul, și a făcut gestul în sus, nu suportă acordeonul pentru că crede că e un instrument rusesc. Odată că acordeonul nu e un instrument rusesc, ci e un instrument franțuzesc, mă rog, asta ține de cultură, deci nu putem să-i reproșăm că nu o avea, așa. Și deci chestia a fost fără acordeon. Să-l filmăm pe respectivul instrumentist fără acordeon. Și atunci s-a renunțat la coperta asta, el cu acordeonul, și s-a pus acordeonul lângă un tufiș și nu se mai vedea decât acordeonistul și tufișul. Deci era frumoasă cenzura. Dar hai să fim veseli, că altfel, dacă n-am fi fost veseli în perioada aia, cred că ar fi fost mult mai tristă viața noastră. Acum, tipografia în epoca respectivă era ca tot lucru care se făcea, decât muncă fără rost, mai bine puțin și prost. Deci, cam asta era regula. Sunt și coperți de discuri bine imprimate, dar nu era o regulă. Depinde cum pica. Era o chestie de întâmplare, pur și simplu. Și nu artistul urmărea producerea, producția tipografică. Și pe nimeni nu interesa cum iese. Aproximativ 70, cred. Deci am produs cu plăcere, pentru că era, nu era o comandă care o făceam pentru bani, deși erau plătite,
O făceam pentru prietenii mei, pentru că erau coperți de disc de muzică contemporană, cu care compozitor eram prieten. Nu, nu. Dacă vroiam să ilustrez un disc în mod special, nu știu dacă știți care era eu meu, îl făceam. Da. Nu mi-a fost refuzată nicio copertă de disc. E, ca tot artistul care se respectă și care e un artist și nu un artizan, sigur că nu toate erau reușite. Cel mai mult mi-a plăcut când am lucrat și am și vorbit și am și discutat ce să punem pe copertă, cu Octavian Nemescu, cu Anatoli Vieru, cu Daniel Kenzi, cu care lucrez și astăzi. E o întrebare perversă, pentru că era o felie din activitatea mea. Deci eu eram un artist multilateral, ca să zic așa, făceam și pictură, și gravură, și cărți de artist, și chiar și video pe vremea aia, ceea ce era o mare noutate. N-aș zice că asta m-a influențat într-un fel. Însă prietenia mea cu compozitorii, într-adevăr, a fost benefică, ca ce pot să mai zic, este că cu Octavian Nemescu am colaborat, am făcut filme, spectacole și așa mai departe. Prea îmi place să mă uit în urmă, dar a fost benefică, în special pentru că eram utilizată în ceea ce îmi plăcea, adică în coperțile de muzică contemporană. Acum, uite că e o copertă acolo. Acum, bineînțeles, nu mai facem coperți de disc, aia e, nu mai facem coperți de disc, dar facem DVD-uri, care sunt cu muzică, cu... Și asta e una din ele, se numește Insurecția Poetică, la care mulți poeți și muzicieni au participat și deci asta e și hop, asta e coperta de DVD. Deci cu asta închei, cu Insurecția Poetică. Mulțumesc!